altă afecțiune periculoasă, tot din spectrul parazitologic, este dirofilarioza, transmisă de culicide, de o specie de țânțari, așa numită viermi la inimă. Oamenii sunt obișnuiți să spună viermi la inimă. Afecțiunea este una destul de întâlnită în zonele cu umiditate și în zona de vest în special, și nu numai, și în zona de tunere, cu umiditate mare, unde avem țânțari din pundeță, este transmisă de către țânțar și are două forme întâlnite des la noi, o formă cardiacă și o formă subcutanată. Forma cardiacă este cea care dă foarte multe probleme. Semnele sunt greu de depistat din timp, dacă nu suntem un proprietar conștiincios, să-i facem din când în când o evaluare cățelușului, să mergem la veterinar, să-i se facă toate analizele, și atunci debutează cu probleme cardiace, insuficiențe cardiace, insuficiențe respiratorii, și după ne vom da seama târziu când suntem în fază de ascită, adică acumulare de lichid în cavitatea abdominală, și vom vedea pacientul are un abdomen foarte destins datorită acumulării de lichid, fiindcă cantonarea formelor adulte la dirofilarioză se află în circulația de întoarce, în circulația venoasă și în cordul drept. Și atunci, cantonându-se în acea porțiune, aceste dirofilarii adulte, acești viermi, până la urmă, că sunt niște viermi, pun presiune pe sistemul de întoarcere venos și extravasează prin sistemul venos acel lichid, plasma, și se ajunge la ascită. Avem prevenție, avem tratament, dar când ajungem deja la un tratament cu formele adulte la nivel cardiac, putem să întâlnim morțile subite. Este și tratament chirurgical de extracția a viermilor, a dirofilarilor, dar cea mai bună conduită a unui pacient este prevenția, adică deparazitările la 30 de zile, și nu avem nicio problemă. Dacă este avansată boala, tratamentul pe care îl facem este un tratament de întreținere a cordului, a respirației a pacientului, dar ca să-l întoarcem din boală este foarte greu, deci doar dăm o șansă animalului la un trai mai bun.